Duminică 26 iunie a fost sărbătorită Ziua Drapelului României. Această importantă zi a fost marcată și la Râmnicu Vâlcea, unde în fața sediului prefecturii Vâlcea a fost ținută o ceremonie la care a participat prefectul Mihai Oprea, care a adresat un mesaj pentru toți vâlcenii. Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național, o zi cu o simbolistică aparte, o zi în care reflectăm asupra principalelor realizări istorice și asupra curajului strămoșilor noștri. Drapelul, imnul și stema sunt cele mai importante însemne ale unui stat. Pentru noi românii, tricolorul semnifică dreptate, libertate și unitate. Conform legii, drapelul României are formă dreptunghiulară, lățimea lui fiind egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fâșiilor culorilor sunt egale. Ziua Drapelului Național este marcată în fiecare an la 26 iunie, fiind instituită prin legea 96/1998.